6200 de lei și ce concurent a fost Ovidiu. Hai să-l vedem pe Alex. Ce faci, Alex? Foarte bine. Ai văzut adineaur, da? Da. Nu e ușor. Nu e ușor. Nici greu. Nici greu. Câți ani ai? 18 ani. Mamă, puștule, ce tare ești, îmi place. Vreau să le spun neapărat celor care se uită la noi acum. Zim, ce faci? În afară de faptul că ești elev. Joc fotbal. Joci fotbal. Unde? La FC Voluntari. Ce tare. Pe ce, pe ce post? Fundaș central. Fundaș central. Ați dat mâini cu Steaua, cu FCSB, măi, ia uite, măi, cum... Of, ai, vă... Mi-a plăcut meciul, ai văzut, cum? Normal. Ați jucat bine. Ați jucat foarte bine. Vrei să spun ceva, Alex? Toată lumea bănuiesc că ți-a spus după meci. Hai, bă, de ce n-ați trântit meciul? Dar, să zic un lucru, mie mi s-a părut că voi ați credibilizat campionatul. I-ați dat o valoare. Pentru că dacă era un aranjament între Nea Gigi și Nea Pandele, cea bine, mă, gata, ăștia, nu? Da. Mie mi se pare că a căpătat valoare meciul. A căpătat valoare și a decis campioana, până la urmă, chiar dacă... A decis campioana. CFR-ul mai avea meci a doua zi. Știi ce îmi place la tine mult de tot? Că știi să-ți păstrezi... Adică nu, eu eram acum ca Nea Ovidiu, Ioanițoaia, știi, ți-aruncam, am zis, hați, că poate mușcăm omeala, hați, știi cum face Nea Ovidiu. Dar îmi place de tine, la 18 ani știți când să intri și când să nu în discuție. Super, să dea Dumnezeu să prinzi naționala, nu? Doamne ajută, visul meu cel mai mare. Alex, foarte simplu pentru început, 4 litere, definiția mea, cuvântul tău, floare ornamentală în formă de pâlnie cu un miros foarte puternic. Literă? Hai o literă. Pâlnie, în formă de pâine. Miroase, ci că nu e bine să o ții noaptea în casă. A, așa zicea mama. Hai, mă. Literă? Florile albe strălucitoare, florile alea frumoase albe, în formă de pâlnie. Poate fi, poate fi regal sau imperial, de exemplu. Uite. Crin. Ăsta e, Alex, crinul. Crin. Greu. 18 ani. N-ai iubită, nu? Nu. E, de asta, cu crinul, cu 200 de lei, 3 minute și 33 de secunde, jumătate de minune a luat crinul ăsta. Dar hai, hai că putem, putem mai departe. Alex, tub fluorescent. Literă? Hai să-ți dau o literă. Tu, tu ceri, eu mă uit după ele. Eu mă uit după ele prin platou. Sunt în platou. Tubule fluorescente. Corpul ăla de iluminat dintr-un tub. Literă? Corp de iluminat. Fii atent. Corpul de iluminat, la prins, îl stingi, e un tub. Un tub. Are gaz în... în... E bine că ai oprit timpul. Are gaz în el. E și un element chimic. Elementul nobil ăla. Elementul chimic. Gazul din... se aprinde și se stinge. Când te duci, aprinzi becul, nu? Da. Nu e neapărat bec așa, bec. E și bec lung. Știi becurile alea lungi? Da. Cum le zice? Pe scara blocului. Cum? Becurile alea lungi. Mama lor de becuri lungi. Tuburile alea lungi. De... tuburi de... de... tuburi de... neon. Mă gândeam la LED. Tu vorbești, dar știi neonul? Da, da. Doamne, da, da. Iartă-mă, da, cum? Sunt peste tot. Păi nu m-am uitat, că de asta m-am uitat după el. Nu, neon, Alex. Hai să ne întoarcem. Hai în luptă. Hai că putem. Hai că putem, Alex. Fii atent aici. Mă duc undeva spre farul. Ați jucat și cu farul. Da, ați jucat. Am jucat. Nu mai știu, i-ați bătut, nu i-ați bătut, nu mai țin minte. Nu mai contează. Las-o așa, că se uită Neagica și se supără. Las. Dacă i-ați bătut, nu mai zic. Plasă de pescuit de dimensiuni mari. I-ați prins dacă i-ați bătut în... E confecționată din fire de cânepă, de bumbac. Literă? La pescuit se folosește. Arunci și iei pești. Literă? Alex, în mare, în râuri. Literă? Pescarii folosesc. Ăla e. Năvol? Alex, finalul. Finalul e greșit. În rost totul e bun. Cum ai zis? Mai zi o dată. Năvol.
am zis. Nevol de la gol? Pune-mă mai bine pe mine. Prenumele meu pune-l în față. Că s-ar putea să fie mai bine. Cum îmi zici? Cum mă cheamă pe mine? Dan. Nevo? Nevod? Hei! Nevod! Nevod! Greu. Rău de tot greu. Nevod. Ai auzit de nevod, nu? Da. Bine, Alex. Ești supărat pe tine, așa-i? Da. Credeam că pot mai mult, momentan. Hai, las-o. Fii atent. Să spun un lucru. E greu de acasă. E greu de aici. Da. De acasă e mai ușor. Adică e exact invers. Și să zic un lucru. Și eu le încurc. Ai văzut cum am zis adineaur? E greu de acasă. Nu, de acasă e ușor. Și eu le încurc. Dar tu ești prima dată la televizor, nu? Except în fotbalul. Da? Luminile astea, toată lumea. Calm. Relax. Alex, fii atent ce ușor este. Alex, mobilă pentru o persoană. Dulap? Păi ce, în dulap nu își bagă și soția mea hainele, că eu mă și enervează unor. Păi, haina asta e la tine în dulap sau e la... De exemplu, tu... Stai bine? Da. Sigur? Da. Dacă vrei, aranjează-ți... Guler. Nu? Pentru o... Nu, nu. Stai bine? Scaun. Scaun! Scaun, om! Scaun, Alex! Mama lui de... Compilă guler. De unde e guler? Dar de unde ți-a venit ție gulerul ăla? Am văzut că e din 5. Și am zis guler. Ah, păi din 5? Da, dar nu era mobilă. Nu-i era nimic mobil. Să fie. Alex, din 6. Fii atent, puștule. A cutreiera în direcția greșită. Când pierzi drumul, ce faci? Ai meci, voi, voluntariu, să zicem, aveți meci cu Clujul. Lasă, nu cu Clujul. Hai cu unii care, pe care îi mai literă? Și bateți. Aveți meci cu Academia Clinceni și greșiți drumul. Și șoferul a greșit drumul spre Academie, spre literă? Clinceni. Ce zici? Bă, ai... Te-ai... Cum îl cheamă pe șoferul vostru de la... Nu mai, cum l-o fi. Nea Ioane, cum îl cheamă? Tu nu te uiți, bă, Nea Ioane, pe GPS, că te-ai... Noi trebuie să ajungem la Academia Clinceni, că cu ea jucăm și matale ai ajuns greșit. Adică ai drumul, ai verb la infinitiv a... Când te duci undeva și te pierzi, ce faci? Te... Și n-ai GPS-ul la tine, n-ai... Te... Pierzi drumul. Pierzi drumul, Alex. Cățăra? Păi dacă îl pierzi, unde suntem mai cați? Te rătăcești. Corect? Știi? Te rătăcești. Da. A se rătăci. Auzi, mai ții minte de acolo când ziceai că le-ai ghicit pe toate, știi? Le-ai ghicit așa? Vezi aici ce greu e? Așa suntem și noi. Eu la meciul voluntari... finala de campionat cu Steaua, m-am uitat cu finul meu. FCSB. Iartă-mă. M-am uitat cu finul meu, cu Răzvan Popescu. Știi cum ne uitam? Bă, nu ești în stare, mă! Vezi ce greu e de acolo, de pe teren? Exact așa e și aici. Fii atent aici. Se spune despre un om pașnic și bun la inimă, că este un om... Ăla pașnic, bun la inimă. Literă? Nu supără pe nimeni, nu tulbură pe nimeni. Uite, e un om atâta de... Literă? Era unul mitică. Un minut. Ha? Blând, evlavios, așa cum se cade. Îi întâlnești și tu. Nu sunt la voi pe stadioane, dar îi întâlnești. Adică exact opusul suporterului de fotbal. Să nu se enerveze unii. Ne are vorbă dulce așa. Blajin. Băi, ce tare ești, Alex! Blajin! Blajin! Perfect! 700, 1 minut și 36 de lei și 1 minut și 36 de secunde, nu de lei, că de lei sunt mult mai mulți.
vezi că și eu mă pot încurca și fac treaba asta, tu cât 18 ani ai, nu? Da. Eu fac televiziune de vreo un an jumătate, deci, na, suntem cam da. Pe acolo, nu? Râzi, adică râzi, da? Râzi de vârsta mea! Bine! Alex, produs dulce din aluat prăjit. Clătită. Nu! Nu? Fii atent. Dulce din aluat prăjit. Aluat dospit. Voi nu mâncați când sunteți în cantonament, așa ceva sunt convins. La patiserie o găsești. O găsești. Se pune zahăr peste. Uite, e așa și se pune zahăr peste. Gogoaș. Asta e! Asta e! Asta e, gogoașa. Perfect. Mâncați la... Nu. Uneori. Nu vă lasă, nu? Adică nu e... Când scăpați. Așa, pe da, să nu afle antrenorii. Să nu... Gogoașa, perfect. Tot 7 litere, Alex. Operațiune obligatorie efectuată de către administrația publică asupra resurselor sau a bunurilor. Să știi că e un pic definiție așa mai sofisticată. Literă. Dar e atât de ușor. Literă. Încă una. E pentru persoane fizice sau pentru firme? Literă. Știu că n-ai tu încă treabă cu asta. Ești elev. Se vorbește mult la televizor despre asta. Vor să-l mărească. Literă. 58 de secunde, 1400 de lei. Ești obligat prin lege să-l dai. Impozit. Ăsta e, Alex, impozitul. Impozitul, domnule Alex. Perfect. 8 litere. 1700 de lei. Timpul. E un pericol deja. 56 de secunde. Fii atent. Lucrări literare sau cinematografice considerate componente ale unei opere mai mari. Setul ăla de opere artistice conectate între ele. Literă? Hai cu o literă. Mai multe filme, de exemplu, conectate între literă? Ele. Literă? Aparțin acelui așa autor, de obicei. E o... Literă? Film. Ai văzut Stăpânul Inelelor? Nu. N-ai văzut? Dar ai auzit, nu? Da. Stăpânul Inelelor, de exemplu, este o... Treaba asta, cuvântul ăsta. Marea Mahmureală, cu aia care se pileau și... Nu? Tot erau... Era... Nu sunt cinefil. Și nu-ți plac filmele. Nașu era tot așa. Godfather. Nu la nici atâta. Tup. Trei filme, dacă sunt trei. Filme, corect? Sunt trei filme. Trei opere înseamnă o... Trilogie. Trilogie. Era... Nici ușor nu era, așa-i? Nu. Unul mai ușor. Îmi permiți? Sigur. Alex. Îți dau o definiție metaforică, frumoasă. Și tu trebuie să găsești cuvântul. Lanternă cu aripi. Ce frumos e. E metaforic. O lanternă cu aripi. Ai grijă la literă? Timp. Hai să oprim timpul. Literă? Hai. E o insectă. O insectă. Licurici. Licurici. Excelent. Licurici. 8 secunde. 9 litere. 8 secunde pentru 4 cuvinte. Puh. Alex. Grad superior în rândul ofițerilor de poliție. I-ați bătut pe Dinamo, voi voluntari. I-ați bătut, dacă țin bine minte. Grad... Mereu. Mereu. Grad, ai oprit timpul la 4 secunde. Gradul superior. Cercetează în amănunt, cu atenție. El cercetează cu atenție. Diverse activități. La poliție, la Dinamo e gradul ăsta, dar nu numai. Sunt mai mulți. Vin acum în filme îi găsești. Clouseau sau cum, ăla e... Spector. Spector, știi?
Mi-a venit doar, nu mi-a venit, țin minte pe inspector Cluzo, dar altceva jur că nu mi-a venit în minte, pe loc așa. Cuh! 9 litere, 4 secunde. Să nu începi cel care scoate sunete de plângăcios. Bebeluș. Două secunde, e bine. Când, ăla care trage mereu aerul pe nas. Este un... mărit, alintat, așa, plângăreț, văicăreț, dar și cu... Auzi, ce te tot atâta? Copilăros? N-ai, ce-i-o-s copilăros dacă îmi trag așa aerul pe nas? Fii atent, mă... Mă, nu mai pot, mă doare nasul pe mine. Smior pe aici. Ai rămas. Smiorcăit. Smiorcăit. Două secunde, îți mai dau unul. Îți mai dau unul de 10? Da. Hai, Alex. Kevin, n-ai avut deloc cuvinte ușoare. Ai avut cuvinte destul de complicate, destul de alambicate. Și sunt convins că e mult mai ușor de pe margine decât de aici. Alex, puștule. Fii atent, din 10 litere. Ansamblul caracterelor fizice ale bărbatului matur. L-ai oprit, da? Bun. Maturitatea bărbatului... Fizionomie? Nu, stai un pic. Capacitatea lui de procreere. Adică înseamnă că când e vigoros, masculin, așa, înseamnă că el este... știi, când ești un tip foarte viril, înseamnă că capacitatea aia se numește... Când ești foarte viril. Capacitatea de a fi viril se numește... Virilitate. Capacitatea... Virilitate. Virilitate! Sofia, auzi că ți-am șoptit? Nu știu. Ați auzit, mă, careva când ne-a... Toți. Nu s-a auzit nimic, nu? No. Alex, ești un tip curajos și mi-au plăcut discuțiile cu tine. Foarte smart, foarte... Și știi ce îmi place cel mai mult la tine? Cum se cădea în ea. Liniștea ta și eleganța ta. Mulțumesc mult de tot. Să luați campionatul, să luați campionatul la anul și să dea Dumnezeu peste 2 ani să prindem și noi un meci ceva cu voi, cu generația asta, că e sete mare, e sete, Alex, de performanțe internaționale. Când o să ți se cânte imnul, eu o să fiu cel mai aprig telespectator de-al tău. Și eu o să mă lau și o să zic, Alex! Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu!